Ce a fost publicat materialul video pe care l-am realizat alături de partenerii sau de colegii de la UNFPA Moldova, m-am confruntat cu o situație și vreau foarte mult să mi-o explicați. Dumneavoastră activați în cadrul Institutului Mamei și Copilului la Centrul de Colposcopie, da? Și da. Centrul de Implementare... E tot Institutul da, da, în cadrul este o unitate administrativă și o unitate clinică, da? Așa. În același timp, există femei cu leziuni precanceroase care ajung la Institutul Oncologic pentru diagnostic și tratament. Aș vrea să-mi explicați mie personal și celor care ne urmăresc limita. Ce este pentru diagnostic și tratament a tot ce înseamnă precancer și când femeile ar trebui să ajungă la Institutul Oncologic? Iertați-mă că vă dau această întrebare, dar frecvent sunt întrebată. Și ceva ce nu avem răspuns. De ce ai fost la Institutul Mamei și Copilului? De ce n-ai fost la Institutul Oncologic? Zic, oameni buni, eu nu am avut cancer ca să ajung la Institutul Oncologic, dar vreau să le explicați celor care ne urmăresc. Tatiana. Aici sunt două componente, cred că. O componentă istorică, etică, socială, psihologică, generală, și componentă strict reglementată de protocoale și standarde aprobate de către Ministerul Sănătății. Și aici eu cred că să împărțim așa acest aspect. Istoric, noi nu vrem categoric să subminăm importanța extraordinară a Institutului Oncologic și categoric nu este, cred că, nici scopul întrebării tale. Este cu adevărat o situație care s-a creat istoric la noi în țară atunci când așa era realitatea, când după anii 90 după 90 colposcopia a pierdut locul său sau încrederea. Capacitățile medicilor ginecologi în colposcopie au scăzut din diferite motive. Plecau medicii cei care erau instruiți și bine o făceau din instituțiile medicale și nu avea cine presta. Fie nu au fost instruiți, fiindcă nu erau cursuri de educație medicală continuă, anume în colposcopie, care să fortifice și să dezvolte și să mențină cunoștințele în colposcopie. Deci s-a format așa o situație când unicul practic, prestator nu erau, mai erau câțiva prestatori în Republica Moldova, dar cel mai așa simplu, la primul gând care venea, era cu adevărat Institutul Oncologic, care a devenit într-un moment supraîncărcat cu pacienți care nu necesitau cu adevărat, că nu erau pacienți oncologici, plus la toate sunt și multe alte cancere în ale organelor genitale, care la fel era încărcătură pe Institutul Oncologic. Deci, toate acestea s-au dezvoltat în timp, foarte mult timp, atât decăderea serviciului colposcopic, da, pe general pe țară, dar toate acestea fiind cunoscute și devenind cunoscută realitatea că multe femei nu ajungeau la colposcopie, anume din motivul că nu aveau unde să se ducă, chiar fiind depistate, asta de cum Deana poate să spună, după studiile pilot care au făcut în anii 2011-2012, dacă nu greșesc, chiar fiind depistate, poate nu toate femeile erau supuse screening-ul, dar din cele supuse screening-ul, cât erau depistate cu leziuni precanceroase, nu, schimbări la citologie, hai să zicem așa, dar 30%, dacă nu greșesc, ajungeau la colposcopie. De ce? Fiindcă lipseau rețea de colposcopie accesibilă pentru femei. La fața locului, la locul de trai, ușoară accesibilă. Da? Nu și totodată era, hai să nu ne temem să discutăm, că aici este răspunsul la suprafață, de existența așa numit monopol pe servicii oncologice. Și aici acest monopol, întrebarea se discută foarte de mult, este corect să fie centralizat serviciu oncologic în doar Institutul Oncologic sau, iar secolul 21 deja ne impune alte atitudini și abordare față de acest serviciu și o parte din serviciu trebuie să fie extras și din domeniu. Și a doua întrebare foarte importantă, oare aceste stări despre care vorbim noi sunt oncologice? Exact. Clasificatorul, dacă să mergem strict pe documentația medicală, clasificatorul CIM, așa numit CIM-10, clasificatorul maladiilor per general, starea precanceroasă o clasifică sub clasificatorul D și N, ceea ce nu este ce este starea canceroasă oncologică, D și N sunt diferite stări fiziologice, respectiv aici deja dar noi trebuie la să modul vorbim. Practic, ca o femeie, cine trebuie să ajungă? Cine merge la Institutul Oncologic?
Și cine beneficiază de diagnostic și tratament? Femeia singură nu poate să ajungă la institutul oncologic decât dacă nu, mă rog, nu a trimis o prietenă care are, și aceasta este o realitate. Da, pentru aceasta eu ca să termin ce s-a petrecut cunoscând că multe femei n-au ajuns pe parcursul ultimii 5-6 ani de când programul național de s-a pus întrebarea de ce. Dar și ce e de făcut, hai să zicem, de ce, că de ce, și s-a încercat de a găsi formula ideală sau ideală, nu există, dar optimală pentru realitatea noastră de astăzi, să lărgim accesul femeilor la colposcopie. Când s-au reevaluat toate resursele, unde sunt colposcoapele, cine, de fapt, ce patologie este aceasta, că nu este patologie oncologică, în ultimii 5 ani ocupăm din greu la fortificarea serviciului de colposcopie ca o ramură, nici nu ca o ramură, dar de, care este de, hai să zicem așa, de responsabilitatea ginecologilor, fiindcă este o patologie ginecologică. Și noi avem anumite succese și, desigur că merge poate nu chiar atât de repede cât ne-am dorit noi, dar nici într-o țară cât de economic dezvoltată nu ar fi, nu a mers repede. Chiar și în Marea Britanie, așa mi-au spus martorii celui proces care la moment Marea Britanie a uitat cum arată cancerul invaziv. Și le-am zis că dacă, mă rog, așa sunteți curioși să vă aduceți aminte, cu regret putem să vă invităm la noi, așa cum noi învățăm precancerosul, ei pot să vină la noi să vadă cancere, dar și la ei doar 20 de ani. Deci la noi se mișcă carul din loc, pentru că ginecologii, în fiecare raion, noi ce la ce tindem, ce vrem, că în fiecare raion să fie ginecolog care cunoaște bine colposcopia, pentru aceasta se creează acum, sau crea deja, documente, acte normative care spun că femeile cu leziuni precanceroase, prima unde trebuie să meargă, la colposcopie, la medici ginecologi. În caz dacă se depistează histologic sau noi ca colposcopiști suspectăm că adevărat că acolo este cancer, femeia va merge la institutul oncologic. Și dacă femeia are dreptul la liberă alegere? Dacă asta este drept liberă alegere a femeii și ea dorește foarte mult să meargă la institutul oncologic, fie pentru prima, fie pentru a doua părere, ea are dreptul acesta să facă, nicio problemă acolo, tot există serviciu colposcopic, dar răspunsul cred că trebuie să fie așa. Unde trebuie să meargă femeia? Femeia trebuie să fie direcționată la un serviciu de colposcopie. La moment este serviciul de la Institutul Mamei și Copilului și câteva birouri de colposcopie care deja au prins capacitatea, au crescut echipamentul și nivelul educațional pentru a presta servicii în teritoriu, în diferite, în afara Institutului Mamei și Copilului. Și doar în cazul depistării, confirmării unui cancer, de această confirmare se face iarăși prin examinare colposcopică, biopsie și biopsie, atunci este nevoie să meargă la Institutul Oncologic deja pentru tratamentul specific al cancerului. Noțiunea de cancer in situ, ce înseamnă? Da, aici este o știmă, probabil de unde cresc picioarele acestei întrebări. Cancer in situ este în unele surse, nu în toate, nu este, știți cum, peste tot să zicem, percepută și recunoscută, hai să spun noi corect, ca să fie cancer cu adevărat. În primul rând, dacă chiar să vorbim despre clasificator, merge ca cancer 0. Ce? 0. Deci dacă e 0, că nu este cancer. Este pus în unele surse de literatură egalitate cu leziunii precanceroase severă sau, dacă vorbim în termeni ai noștri medicali, 5-3. Dar pentru aceasta încă nu este. Deci este o stare care absolut tactică de conduită este ca în leziune precanceroasă de grad înalt. Nu este tratamentul ca trebuie pentru să cancer. Trebuie să spunem că cancer în situ este un bine. Exact. Bine este un bine. Este un succes. Este o reușită. Am prins în momentul. Și asta este un mesaj bun. Femeile care se confruntă cu acest diagnostic confirmat, fie de leziune precanceroasă de grad înalt, ceea ce a spus domnul Leana că este egal în unele clasificări cu carcinom in situ, sau fie carcinom in situ clasificat, asta înseamnă că procesul canceros încă nu a prăbușit hotarul de apărare a organismului și este de fapt cea mai mare de fapt așteptare noastră pentru ca să nu dăm voie ca cancerul să treacă în formă invazivă. Este unul din succese majore a screeningului de colon. Da. Și poate fi tratat cu succes și cel mai important cu pastrarea organului. Asta nu presupune un tratament deteriorabil, un tratament dramatic, un tratament cu înlăturarea utilului și nu stopează, permite ca femeia să nu stopeze funcția ei reproductivă. HCl și LCL. Deseori pe rezultatele testului citologic, atunci când se efectuează, sau deseori în anumite situații, se observă aceste noțiuni.
este ceva îngrijorător sau nu? Și doi, în momentul în care observăm aceste noțiuni pe rezultate și concluzie, care este pasul următor? Sunt diferite HCL și LCL, după cum reiese chiar și din denumire, da? Abrevierea la LCL vine de la low grade, squamous intraepithelial lesion, permit să vorbesc engleză, fiindcă abreviere vine de acolo, deci este leziune intraepithelială cervicală de grad scăzut, low, L, și high grade din contră, HCL, de grad înalt. Da, deci tactica va fi diferită. Eu, poate nu este cazul să vorbim acum despre indicații clare într-o situație sau alta, dar nici ambele nu necesită, adică LCL nu necesită din start colposcopie. După conform standardelor noastre, care sunt la ziua de astăzi aprobate, dacă se depistează un LCL, este o situație, dacă, chiar și mai repet, este o atipie ușoară, trebuie de, dacă noi astăzi nu putem să investigăm cu regret populațional la virusul papilomului uman, dar dacă cumva femeia își face, sau mai sunt unele așa sporadice încercări din partea asistenții medicale primare să obțină acest test, da, ca să fie conform poliției de asigurare, atunci dacă este LCL, conform standardului, peste jumătate de an repetăm PAP-testul, nu este un motiv de îngrijorare și de a fugi din prima chiar la colposcopie, deoarece de obicei pe col uterin nu vor fi depistate schimbări esențiale dacă este primul LCL. În același timp, dacă a făcut, s-a testat la HPV și este HPV pozitiv, ar fi un motiv, dar asta de acum este conform recomandărilor internaționale, ar putea să meargă la colposcopie, dar aceasta nu ar fi, să zicem așa, o îndreptare sau o referire oficială cu bilet de trimitere oficială, dacă este doar primul LCL, medicul de familie, eu presupun că aceasta poate ar fi o întrebare, poate să o trimite direct la colposcopie sau nu, ca ea să beneficieze din contul poliției. Atunci presupun că nu, eu acum mă uit la Diana și mă gândesc că probabil nu. Deoarece conform algoritmul, da, trimit. Noi medicii, bravo, noi avem raioane care noi chiar vedem o tendință foarte bună din unele raioane unde trimit medicii de familie, nu medicii de familie, ci ginecologi. Chiar nu știu dacă sunt. Da, trimit femeile la noi cu orice atipie pentru ca să fie sigur că se... Că nu scapă ceva. Că nu scapă așa, ceva, da. Un moment de important de menționat. Cer scuze că te întreb, HCL-ul se trimite la colposcopie deodată. Da, da, asta este un HCL-ul la colposcopie deodată. Așa. LCL sau HCL, vreau să sunem pentru public larg, și unul și altul nu înseamnă cancer. Orice, tot ce se conține în rezultatul citologic și dumneavoastră puteți să-l citiți și să vedeți că nu este cuvântul cancer, restul abrevierilor nu încercați să vă speriați tare, când asta tot restul nu înseamnă cancer. Asta prima vreau ce vreau să sun. Și apoi, diferența este doar între aceea că intervalul de screening o să reducă de la 3 ani la alte perioade recomandate sau o să fie propus direct consultația unui medic specialist colposcopist. Punct. Dar dormiți, vă rog frumos, liniștite, că și LCL și HCL încă două noțiuni de succes a screeningului de col uterin care permite să prevenim cancer.